Bună seara! Kazantzakis e nu numai un scriitor foarte îndrăgit în România, e una din acele lecturi obligatorii pentru oricine vrea să încerce să înțeleagă mai bine istoria spiritului european în veacul trecut. E o voce cu totul particulară și romanul acesta, pe de o parte, e mărturia foarte subtilă a construcției acestei voci, pe de altă parte, e o mărturie și cred că aici actualitatea ei se reîncarcă, e o mărturie a unei epoci care tocmai începea să se tulbure, Europa anilor 30. De ce spun asta? Mai întâi, în ceea ce îl privește pe Kazantzakis, doamna Denisa Comănescu spunea, e o carte scrisă în franceză, direct în franceză, așa este. El se vrea scriitor, se vrea poet, se retrage acasă, într-o Grecie pe care o simte marginală și neștiută, ca să lucreze la marele proiect de poezie Odiseea, în care își propusese și care să-i reușească să schimbe structural limbajul poetic al literaturii grecești din vremea lui. Și apoi să scrie o odisee modernistă după bătrânul Homer, e în sine un gest de mare orgoliu. Se luptă deci cu 33.333 de versuri. Dar se luptă cu proiectul acesta, se luptă cu limba lui, se simte insuficient cunoscut și apreciat de compatrioți și își dorește foarte mult să fie cunoscut în Europa, să fie citit în Europa. E o dilemă în care poate că veți regăsi poziția multor scriitori din această parte a Europei până astăzi. Și hotărăște să scrie în limba străină. Limba străină, limba franca a Europei anilor 30 e franceza, o limbă de care el se simte foarte apropiat. Editorul lui german îi comandă un roman despre omul nou. Suntem în Europa anilor 30, tema omului nou e văzută de un editor european ca o temă care ar prinde, care ar vinde, aoleu ce-a mai vândut după aceea, și ca o temă care merită tratată într-o limbă străină, adică scrisă într-o limbă de circulație. Și în timp ce Kazantzakis plănuiește acest roman liric, la persoana întâi, despre un om nou care și-ar învinge spaimele și limitele pentru a redefini libertatea, Hitler ajunge la putere. Și editorul german, mai mult sau mai puțin explicit, își retrage comanda. Nu se mai poate pune problema ca un scriitor de stânga, grec, să fie publicat în Germania. Și Kazantzakis se reorientează spre Franța, proiectul lui devine poate chiar mai coerent din cauza asta, va scrie în franceză, va scrie despre un om nou, lumii libere, în care Hitler n-a intrat, în care Hitler avea să intre până la urmă. De aceea, romanul acesta e, spuneam, dublu exemplar. Și pentru vocea lui Kazantzakis, care se construiește inclusiv într-o limbă străină, și pentru tema omului nou, care ar trebui să sintetizeze revolta europeană cu înțelepciunea extremului Orient, pe care Kazantzakis o descoperise călătorind în Japonia și China, toate astea puse împreună sunt o foarte bună imagine a vremurilor și o foarte bună literatură, o literatură de calitate. Cred că în vremurile noastre agitate, nestatornice și pe care foarte ușor le-am numit tulburi, în vremurile noastre când ne întrebăm care e viitorul ființei spirituale din fiecare din noi și al culturilor naționale ale Europei,
Grădina de piatră e o lectură necesară. Kazantzakis confirmă faptul că e un scriitor de neocolit, e un scriitor de pe listele cele mai importante ale bibliotecilor noastre interioare, ale bibliotecilor noastre imaginare. Amestec de, spuneam, de discurs la persoana întâi, jurnal liric, roman despre dragoste și nu roman de dragoste, și teme exotice, pentru că China și Japonia sunt foarte importante în imaginarul cărții. Grădina de piatră, deci amestecul acesta, e de adminte și una din foarte puținele scriere ale lui Kazantzakis, în care vorbește la persoana întâi, în care personajul principal e un alter ego al scriitorului și în care scriitorul își exersează mâna în raport cu ideologiile timpului și cu ceea ce îl defina pe el însuși, neînsetata lui dorință de a se revolta. Omul nou se definește prin revoltă, revolta e de neconstruit, însă în orizontul imaginar al filozofiilor extrem-orientale. Asta e ecuația de nerezolvat pe care romanul își propune să rezolve. Sper că vă veți recunoaște o parte din neliniște citindu-l.